Romgaz este compania care deține monopolul pe producția și furnizarea de gaze naturale în România. O companie care de la an la an raportează cifre destul de apropiate și solide. Vedem o cifră de afaceri mai mică în 2020, cu aproape 20%, de la 5 miliarde de lei la 4 miliarde de lei. Cu toate acestea, vedem o creștere interesantă a profitului net, de la 1 miliard și aproape 100 de milioane de lei la 1 miliard 250 de milioane de lei. La nivel de grup, în activitatea de înmagazinare, se observă o creștere cu 13,32 a cifrei de afaceri susținută de creșterea cu 92,6% a serviciilor de extracție, un plus de 20 de milioane de lei, și cu 6% a serviciilor de rezervare de capacitate. Cifra de afaceri din vânzarea de energie electrică a crescut cu 30% față de anul anterior, cu un plus de 44 aproape de milioane de lei, la o producție mai mare cu aproape 60%. Deși cifra de afaceri a scăzut, a crescut profitul ca urmare a scăderii semnificative a costurilor cu mărfurilor vândute de la 108 milioane lei la 18 milioane lei și a cheltuielilor cu amortizarea și deprecierea de la 1.358 milioane lei la 477 milioane lei. Ne întoarcem un pic la slide-ul anterior și vedem aici la Romgaz, ca de obicei, în mod tradițional, gradul de îndatorare este mic. Este o companie care nu are împrumuturi importante pe termen scurt. Și vedem asta și din datoriile de pe termen scurt, care sunt mici comparativ cu cifra de afaceri. Lichiditatea curentă este semnificativ peste nivelul de referință, iar valoarea unui dividend potențial din profitul pe anul 2020 ar putea fi de maxim 3,26 lei. După cum știm, companiile de stat au obligația de a oferi acționarilor un procent minim din profit ca distribuție sub formă de dividende. Așadar, este posibil să avem o surpriză interesantă la acest capitol din partea Romgaz în acest an.